Salutare din nou și bine ați venit pe canal. În acest video vă voi arăta cum se pun segmenții, adică cum se împart segmenții la un motor în 4 timpi. Ok? Și hai să începem. Acesta este pistonul. Ok, prima dată vom pune segmenții de ulei in, acest semn merge către carburator, către galeria de admisie. Segmenții de ulei vom pune către evacuare, adică încoace către toabă. Am pus segmenții de ulei. Cum se poate vedea, segmenții de ulei se pune în felul următor. Se pune prima siguranță către evacuare undeva la ora 4. După cum se poate observa, arcul vine drept în jos la ora 6, iar celălalt segment unde vine undeva la ora 20, cum se poate observa și aici. Al doilea segment vine cel negru și se montează către admisie, către carburator, către in, către semnul ăsta. Vine segmentul cel negru. Se poate observa, el nu este lucrat. Adică are marginile astea parcă au întăit sau ceva de genul, deci nu este lucrat și este negru. Ei de obicei au inscripție, sunt noi, acest segment nu sunt noi și nu se mai vede inscripția. Cu acea inscripție vine în sus, adică către piston, către capul pistonului. Și cum am spus, cel negru, al doilea, îl vom monta către admisie undeva la ora 10. Ok, l-am montat către in, către admisie și este montat undeva la ora 10. Să nu prindă pe bolți, deci undeva de genul ăsta, la ora 10, către carburator, către admisie. Și ultimul segment, al treilea, vine cel alb, tot așa, are o inscripție. Asta, cum am spus, nu se poate observa pentru că este vic, deci noi au o inscripție. Acea inscripție vine către capul pistonului. Și ăsta, segmentul de foc, cum mi se mai zice. Acesta a fost segmentul de compresie, bine, și ăsta e tot segment de compresie. Acesta îl vom monta cu inscripția către capul pistonului și undeva la ora 2, la ora 14. Tot către admisie. Ok, sunt montați către admisie și uitați-vă și voi aici, să nu prindă bolțul și celălalt, tot așa, să nu prindă bolțul, vedeți? Deci este foarte simplu împărțirea segmenților. Vin segmenții de ulei, îi montăm către toba de echipament, către evacuare și tot așa. Montăm prima siguranță, să prindă undeva aici la ora 8,
muntăm arcul drept în jos la ora 6 și muntăm și cea de două siguranță undeva la ora 4, ora 16. După aceea vine segmentul negru către admisie, către carburator, undeva la ora 10. Și vine ultimul, cel alb, undeva la ora 2. Deci se pun segmenții de ulei, se pune al doilea segmentul, cel negru, de compresie, și ultimul segment, cel alb, zis și segmentul de foc. Cred că ați înțeles cum se pun și cum se împart segmenții și vă mulțumesc pentru vizualizare.